Bună ziua tuturor, bine v-am regăsit, dragii mei prieteni, la o nouă etalare. Voi face oroscopul zilei de 19 mai pentru semnele de foc, Bebec, Leu, Săgetător. Înainte de toate vreau să vă reamintesc, fiind o etalare generală, să luați doar mesajele care vi se potrivesc. Voi trece la zodia Berbec. Pentru toți abonații mei, pentru toți cei născuți în zodia Berbec, ce va fi, ce se va întâmpla în această zi de 19 mai? Cum va fi această zi pentru voi, dragii mei berbeci? Haideți să vedem ce evenimente, ce surprize vor fi în viața dumneavoastră. 4 de bețe cu 8 de monede și cu regina de monede îmi spune că veți avea parte de o bucurie, o petrecere, o reușită, o ușurare. Poate cineva se întoarce acasă sau, în ce privește instituție, văd că veți face o societate cu cineva sau poate veți colabora cu cineva. Văd că poate la locul de muncă, în ce privește instituția în care lucrați, văd că veți fi în companie și veți găsi o soluție, poate chiar și în ce privește casa, un proiect la casă sau o situație în casa dumneavoastră. Văd o reuniune, o petrecere, o bucurie, o rezolvare. 8 de monede, văd că veți munci foarte mult, veți fi foarte atenți la detalii. Sunteți atenți, nu vă scapă nimic, sunteți atenți la detalii și încercați să vă construiți ceva stabil în casă, în familie, în relația noastră de cuplu, chiar și la locul de muncă. Poate unii dintre voi studiați și în fiecare zi doriți să aprofundați mai mult cu ceea ce vă ocupați dumneavoastră și vă zodia Taur, Pești, Vărsător, poate are un rol important. Văd și o femeie brunetă și văd foarte multă senzualitate din partea acestei femei brunete. Regina de monede spune că vă doriți stabilitate în casă, în familie. Văd că sunteți foarte concretă, țineți foarte mult la stabilitatea noastră financiară, aveți încredere în propria persoană și aveți multe de spus și multe de comunicat. Și cred că veți primi chiar și veți comunica cu femeie mai directă, să spunem așa, și aveți încredere în această femeie. Este o femeie care este cu picioarele pe pământ și are foarte multă stabilitate financiară. Veți intra în contact cu această femeie, poate veți munci sau veți construi ceva stabil cu această femeie. Și văd că veți colabora cu alte persoane, da, și văd un nou început, veți conversa cu alte persoane, veți colabora cu alte persoane, vor fi evenimente bune, armonioase, nu vă văd singur, vă văd că sunteți alături de alte persoane în jurul dumneavoastră. 8 de monede, o persoană influentă la locul de muncă care vă oferă protecție, care are o importanță majoră în ce privește locul de muncă și văd că veți face drumuri. Da, pentru, nu știu, drumuri în ce privește situația noastră financiară sau la locul de muncă, poate veți merge la clienți sau veți intra în legătură cu clienți sau veți intra în legătură cu acest domn care e o persoană influentă și vă oferă protecția sa necesară. Această femeie brunetă văd că este foarte vanitoasă, foarte orgolioasă, dar poate chiar atrăgătoare. Și e posibil să vă spună ceva, să colaborați cu această femeie, poate chiar din trecutul său, să colaborați cu ea de ceva timp și să aibă o importanță în viața dumneavoastră și ceea ce spune această femeie. Haideți să vedem ce vă transmit îngerii pentru zodia Perfect. Îngerul Merlina, ești confuz și indecis pentru că nu ai suficiente informații. Consultă un expert înainte să iei vreo decizie. Deci consultă o persoană profesionistă care are experiență de viață sau are experiență în acest domeniu în care vă aflați dumneavoastră sau ce doriți să rezolvați pentru că văd că vor fi evenimente pozitive cu serenitate și veți primi ajutor, sfaturi din partea unei persoane influente să încercați să lăsați orgoliul deoparte și vanitatea, da? Litera MRLINE poate are un rol important în viața dumneavoastră. Comunicați că veți reuși să rezolvați dacă aveți dubii și indecizii pentru a rezolva aceste probleme. Dragii mei, vă îmbrățișez și eu vă aștept data viitoare. Vă doresc o zi cât mai plăcută. Vă îmbrățișez, vă mulțumesc că m-ați urmărit. La revedere, Doamne ajută!
Voi trece la zodia Leu pentru toți abonații mei, pentru toți cei născuți în zodia Leu, ce va fi în această zi, ce se va întâmpla, pentru toți abonații mei, pentru toți cei născuți în zodia Leu. Și vor vedea acest videoclip pe canalul meu, Luminița Tarot. Haideți să vedem ce evenimente, ce surprize vor fi pentru zodia Leu. Regina de Bețe, văd că veți fi foarte atrăgătoare, foarte fascinantă, veți atrage privirea altor persoane, veți comunica, vă veți ocupa și de casă și de muncă și de copii dumneavoastră, vă veți deschide inima iubirii și văd că sunteți foarte onestă și veți avea parte de o foarte mare onoare, să spunem așa. Văd că faceți chiar și economii și aveți dorințe să faceți economii, să rezolvați anumite probleme sau dacă nu sunteți dumneavoastră această persoană, văd că o femeie în semn de foc, berbec, leu, săgetător, chiar și taur, poate are un rol important în viața noastră cu care vă veți sfătui, cu care veți lua decizii, cu care veți comunica, socializa. Patru de spade îmi spune că e posibil să vă simțiți singuri, să vă retrageți sau poate chiar să vă odihniți, pentru că e posibil să fiți obosiți, stresați, să nu mai aveți bateriile să se fi descărcat și veți sta un pic pe gânduri, poate chiar și în anxie, văd că vă doriți stabilitate și vă gândiți la stabilitatea noastră, dar trebuie în primul rând să vă odihniți, să vă reveniți dacă aveți probleme de sănătate sau poate duce la probleme de sănătate dacă nu vă odihniți. Diavolul aici îmi spune că anumite situații văd că vă țin pe loc, vă blochează, poate vă gândiți foarte mult la aspectul financiar sau la stabilitatea noastră financiară, pentru că văd că va fi un pic de dizordine aici. Poate cineva va fi cam egoist și văd că este un blocaj sau poate o posesivitate, o gelozie din partea cuiva. Cu diavolul aici văd că e posibil să intrați în legătură cu un bărbat sau o persoană care are vicii, are dependențe. Văd o relație toxică aici, care există doar intimitate, dar nu există iubire și dragoste. Cu diavolul aici trebuie să tăiați aceste lanțuri care vă țin pe loc, să vă eliberați de aceste lucruri. Văd iluzii care e posibil să fie în mintea noastră care nu vă dau pace și care vă intoxică, să spunem așa. Nu sunt deloc pozitive. Haideți să vedem, să clarificăm aceste cărți. Regina de Bețe, văd că dacă veți fi constanți, vă veți afirma, veți avea parte de reușită în drumurile voastre, unde trebuie să le faceți, ieșirile care le faceți dumneavoastră, în ce privește economia, munca sau casa. Văd că veți avea parte de reușită, de afirmare, de constanță. Haideți să vedem patru de spade. Patru de spade, aveți foarte multă speranță să plecați în vacanță, să ieșiți cu persoana iubită, să plecați peste hotare, vă gândiți la acest lucru, vă gândiți în trecut, vă gândiți poate la familia de origine sau poate veți sta pe gânduri că aveți nevoie de o vacanță, de o mini-vacanță, să vă refaceți bateriile. Și aveți foarte multă speranță într-o iubire. Diavolul aici spune că veți primi o veste, da, și văd foarte multă intimitate, da, în această zi sau veți primi o veste de o nouă ofertă în ce privește aspectul financiar. Cu diavolul aici văd și că aveți foarte multă speranță într-o relație de iubire, da? De pasiune, văd că va fi pasiune aici. Dar și că veți primi o sumă de bani, dar nu știu dacă veți fi mulțumiți îndeajuns de acea sumă de bani sau de un ajutor, de un sfat, dar văd și foarte mult mental în ce privește aspectul financiar sau supărare. O toxicitate aici, o iluzie. Îngerul Raie îți spune că ai nevoie de exercițiu fizic, de yoga, sunt esențiale pentru bunăstarea corpului tău fizic, mental și spiritual. Pacea, yoga, exercițiu fizic sunt esențiale și te vor ajuta să aduci pacea minții și a creșterii tale spirituale în acest moment.
Deci încearcă să-ți iei un moment de pauză, de meditare, să faci, să meditezi. Poate chiar să faci exercițiu fizic sau yoga, dacă nu măcar să meditezi, pentru că acest lucru îți va aduce pace minții și spiritului tău. Îngerul opal, copiii tăi pe pământ și în cer sunt fericiți și îngrijiți cu iubire de Dumnezeu și de îngeri. Deci, dacă ai pierdut un copil, să știi că ei sunt îngrijiți și protejați de îngeri. Dacă ai copii și te preocupi în ce privești copiii tăi și îți faci griji, să știi că ei sunt îngrijiți de îngeri și de Dumnezeu, sunt protejați. Și litera O, P, R, L, A poate are un rol important în viața ta. Și cifra 8, 1 și 10. Dragii mei prieteni, mă îmbrățișez cu drag și eu vă aștept data viitoare. Vă doresc o zi cât mai plăcută. V-am pupat, la revedere, Doamne ajută, numai bine. Vă doresc tot bine din lume. Voi trece la zodia Săgetător. Haideți să vedem pentru toți abonații mei, pentru toți cei născuți în zodia Săgetător, pentru cei care vor vedea acest videoclip pe canalul meu, Luminița Tarot, ce va fi, ce se va întâmpla în această zi de 19 mai. Ce evenimente, ce surprize vor fi în viața dumneavoastră pentru zodia Săgetător. Haideți să vedem, dragii mei. Carul cu 5 de bețe și 9 de spade. Carul îmi spune că veți avea parte de echilibru pentru a merge la un drum, pentru a face drumuri. Văd că vă veți îndrepta spre progres sau vă doriți progres. Drumuri veți face în această zi sau un drum unde veți avea parte de triumf. Da? Veți menține un echilibru între partea feminină și cea masculină. Văd drumuri care le veți face sau sunteți la drum în momentul de față. Vă îndreptați spre un grup de oameni sau văd multe persoane în jurul dumneavoastră, în drumurile dumneavoastră, unde se zic foarte multe vorbe, unde se spun speech-uri, discursuri, posibil competiții să fie sau e posibil să fie și chiar conflicte sau diferențe de vârstă, de mentalitate, de puncte de vedere. Și veți face chiar și un drum în ce privește abundența dumneavoastră sau bunurile care le aveți dumneavoastră. Văd și gemeni, taur, săgetător și rac și zodia balanță. Nouăle de spade, văd că vă gândiți foarte mult în ce privește un trecut sau situații din trecut. Vă gândiți la anumite conflicte cu anumite persoane din trecut și văd că aveți anumite preocupări, frici, poate nu reușiți să dormiți noaptea, gânduri în ce privește un contract de muncă, în ce privește o căsătorie, în ce privește echilibrul viața noastră, în ce privește justiția și adevărul. Și văd că justiția aici îmi spune să spuneți adevărul. Să fiți drepți, da? Să vi se facă dreptate. Justiția aici trebuie să luați o decizie înțeleaptă pentru a reuși. Da? Văd că veți termina cu trecutul și veți ajunge la un echilibru și armonie în viața dumneavoastră. Cu justiția aici îmi spune că poate unii dintre voi doriți să divorțați sau să vă separați sau să vă faceți dreptate. Da? Văd și foarte multă rigiditate sau răceală. Justiția aici îmi spune zodia balanță, că veți intra în contact cu zodia balanță și zodia balanță poate are un rol important în viața noastră. Ordine, disciplină, regularitate, legi, metodă, trebuie să aduceți legea, poate are un rol important în viața noastră. Da, drumuri, cum am spus din nou, și drumul n-am ales eu. Veți pleca la drum, veți acționa, văd o schimbare de judecată, de poziție, de circumstanțe, acțiune. Haideți să vedem cinciul de bețe.
Cinciu de bețe, ok. În ce privește un proiect? Cinciu de bețe aici, în ce privește un proiect sau un nou început? Conversații cu alte persoane. Noile de spade vă preocupă iubirea dumneavoastră sau relație de iubire? Sau vă preocupă... Poate vă simțiți singuri? Poate vă simțiți retrași sau rescluși dintr-o familie sau în relația noastră de cuplu? Aveți anumite frici, iluzii, preocupări? Dar văd că aveți iubire. Sunteți iubiți. Dar vă faceți foarte multe gânduri. Da, foarte multe gânduri. Din nou a ieșit gândurile, nouăle de spade. Din nou a ieșit fricile, gândurile, preocupările. Hai, în ce privește un contract de muncă sau legea sau femeie. Optul de spade. Văd un blocaj totuși sau o disperare, o pierdere, o gelozie. Vă e frică că pierdeți o persoană iubită sau relația dumneavoastră. Dar văd că veți primi mesaje cu consolare. Văd că în ce privește internetul veți primi mesaje. Vă veți afirma pe internet sau pe rețele de socializare. Uitați aici. Vedeți, îngerii vă sunt alături, divinitatea vă e alături. Și cu constanță vă veți afirma, veți avea parte de reușită în familia noastră, în ceea ce v-ați propus, în idealurile voastre. Dacă doriți să rezolvați o problemă în ce privește legea, veți avea parte de reușită. Da? Vă veți afirma și veți avea o mare consolare după aceste preocupări, după aceste blocaje care le-ați avut, după aceste disperări. Îngerul Izaia îți spune așa: e un bun moment pentru a crea noi idei și situații în viața ta. Eu te ghidez și te protejez în cursul acestor schimbări. Deci sunt schimbări, vor veni schimbări în viața ta. Și nu ești singur, îngerul Izaia este aici alături să te protejeze, să stea aproape, să te ghideze. Și litera I, S, A, S, R, N poate are un rol important în viața ta. Uite ce spune: eu sunt îngerul abundenței, vei primi banii de care ai nevoie și Dumnezeu va decide cum să-i ai. Ai încredere. Pentru că ai o disperare aici în ce privesc banii, îți lipsesc banii sau ai avut o pierdere de bani, îți dorești un contract, ai preocupări și ai frici în ce privește stabilitatea ta, dar văd că vei primi consolare, afirmare, îngerii stau alături de tine, cum ți-am spus, și te vei afirma cu reușită, dar cu constanță. Și văd că ai ghidare, din nou îngerul îți arată că ai ghidare și protecție în ce privește aceste schimbări și vei primi banii de care ai nevoie și Dumnezeu va decide în ce mod să-i ai. Dar să ai încredere. Ai încredere în Dumnezeu și în divinitate și cere ajutorul îngerilor, pentru că până nu vei cere ajutorul ei, nu pot să intervină. Dragii mei prieteni, vă îmbrățișez și vă aștept data viitoare. Vă doresc o zi cât mai plăcută. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă doresc tot bine din lume. La revedere, Doamne ajută, numai bine, v-am pupat. La revedere!